Să fie Dumnezeul nostru cel sfânt. Amin. Aș vrea ca să dau citire la Matei, capitolul 24, de la versetul 42 în jos. Mi s-a deschis chiar aici Biblia și aș vrea ca să citesc. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei, la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste și peste ceața slujilor sale, ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Amin. Amin. Am trecut într-un nou an, cu toții sper că bine. Am trecut sănătoși, cu familia la masă. Și îmi place să cred că fiecare s-a gândit la câteva lucruri care au dorit ca să le facă poate mai bine în acest an, sau să schimbă poate câteva. Sau doar să se facă mai bun, sau fie cum vrea. Aș vrea mai întâi de toate ca să vă spun că chiar dacă a început un nou an, cu atât mai mult s-a micșorat vremea în când va veni Dumnezeu. Cu zi ce trece, cu oră după oră, Iisus Hristos este mai aproape ca să ia mireasa sa. Dumnezeu ne-a binecuvântat în această biserică, pe unul fiecare în parte, cu viață, cu sănătate, ca să putem să venim chiar și astăzi aici. Ca să putem să venim înaintea sa și să-L binecuvântăm pe El, pentru că ne-a păstrat de grijă în anul trecut. Ne-a binecuvântat și la putere ca să putem să facem cu tare lucruri. Ne-a binecuvântat întreaga familie ca să fie în viață și ca să nu se întâmple vreun rău mare. Când a fost nevoie de ajutor, Dumnezeu a fost acela care ne-a ajutat. Ne-a binecuvântat și ori de câte ori am venit în fața sa și am cerut ajutorul, El ne-a dat ajutor. În anul trecut Dumnezeu și-a păzit poporul său, cum este scris că El va păzi poporul său. I-a păzit pe unul fiecare. Desigur, încercări au fost. Cred că la fiecare parte. Dar prin faptul, sau pentru faptul, pentru că astăzi suntem cu toții aici. Și astăzi putem să stăm aici în locașul Său cel Sfânt. Este dovadă că și Dumnezeu ne iubește. Este dovadă pentru că Dumnezeu mai te vrea astăzi aici. Și este dovadă că mai ai tu nevoie de Dumnezeu și astăzi. Să nu uităm niciodată că Dumnezeu este acela care ne-a binecuvântat. Să nu uităm că niciodată nu vom fi putut. Nu putem ca să lăsăm pe Dumnezeu la o parte. Să nu credem niciodată, pentru că noi suntem buni, că noi putem să înaintăm. Un an nou a început, deci o luptă nouă iară s-a început. Este prima zi din acest an. O zi binecuvântată de Dumnezeu. Dar cu secunde și cu clipe care trec, vor veni încercările. Vor veni din nou necazurile. Dar noi știm că avem un Dumnezeu mare care ne-a binecuvântat și anul trecut. Întreaga viață, de atunci când ne-am născut până în ziua de astăzi. Și ne va păzi în continuare. Îmi place să cred că Dumnezeul nostru nu doarme la noapte, ci veghează supra poporului său și spune exact când este potrivit un cuvânt potrivit. Dacă ești căzut, dacă ai nevoie de mângâiere, Dumnezeu te binecuvântează. Eu cred că dacă tu vii înaintea Domnului, sau dacă venim înaintea Domnului, El ascultă. El nu stă nepăsător față de poporul său, fie cât de mic, fie cât de mare, nu contează. Faptul este că Iisus Hristos va veni în curând. Și chiar de început de an trebuie ca să ne gândim și nu știu de ce îmi vine în minte, dar să ne rugăm ca să fim pregătiți pentru ziua aceea. Cum vor veni încercări, poate ne vom abate puțin de păcate. Fie prin mânie, fie prin orice alt lucru. Haideți să ne rugăm înaintea Domnului ca să cerem ajutorul Său pentru întreg an. Să cerem binecuvântarea Sa pentru anul care acum este. Pentru toate 365 de zile. Să fie cu noi cum a fost înainte. Să ne binecuvânteze și să nu ne lasă pentru nicio clipă. Amin.
Deci dacă ne lasă, cine suntem? Dacă ne lasă, ce facem? Dumnezeu este acela care ne ține în mâna sa. Dumnezeu ne binecuvintează când vrea El. Și ne ajută ori de câte ori avem nevoie. Așa să ne ridicăm în picioare cu toții. Și să venim la acest cânt înaintea Domnului și ca să îi cerem pentru prima rugăciune. Doamne, fie-ți milă de noi, fie-ți milă de unul fiecare, de familiile noastre, de prietenii noștri, de aceia care îi cunoaște, de cunoscuții noștri, de oricine, fie-ți milă și păzește-ne ca și în acest an să putem să-ți dăm ție toată inima noastră, să nu ne abatem de la cale, ci ca să fim tot timpul ai tăi. Ține-ne sub ocrotirea ta. Aș dori ca să venim în rugăciunea înaintea Domnului. Amin.